Bine v-am găsit la interviurile Cancan. Astăzi discutăm cu Dana Marchetan. Bine te-am găsit în studioul Cancan. Și eu bine v-am găsit. Pentru prima oară sunt în studioul vostru și sunt foarte fericită. Îmi pare bine să te avem aici. Mulțumesc! Ai fost vara asta la X Factor și de recent ai apărut în emisiune. Cum a fost emisiunea? A fost foarte interesant. A fost așa, o întâmplare, aș spune eu, care trebuia să se întâmple, așa cred. Fiindcă în ziua preselecțiilor, atunci când trebuia să merg aici la Cosmos, mă gândeam să merg sau nu, mai ales că am mai auzit și replici de genul: tu ești interpret, ești, te duci la un concurs de tinere, talente, nu înțelegi că este un... nu-ți trebuie știți asta. Dar eu nu am ascultat. Acolo, ca să te prezinți ca interpret, eu nu știu... Este, cred că, mai complicat și trebuie să bătătorești tu drumul și tu să fii cel interesat. Badam, écoutez le chahut qu'il me fait. Badam, badam, badam. Dar nu te-a speriat faptul că Horia Brenciu ați avut oarecum un duel? Așa. Subtil, nu te-ai speriat că ar putea să-ți dea nu sau ceva de... Păi deja m-am speriat după ce am cântat și multă lume comentează, pe cei care îi întâlnesc, anume comentează faza asta și spun că bravo, l-ai făcut. Poate prin asta și m-am deosebit eu. Într-o zi ți-am dăruit. Așezați-vă. Băi, ce bună a fost asta. Vă rog frumos, nu vă rușinați. Băi, a fost bună. Bună seara. Dumneșoară, bună seara. Dana. Știți cine sunt eu? Da. Cine? Maestrul Horia Brenci. Lăsați. Cum decurge televoting-ul? Știi câte voturi ai? Nu știi rezultatele? De fapt, nu avem dreptul să le divulgăm rezultatele. Sunt șanse, întotdeauna sunt șanse dacă tu crezi în vise. Și chiar este ceva legat de vise în cei ce va veni. Și mult depinde și de reacția oamenilor, de nu doar de juriu. Adică juriu sunt o parte din show, o componentă. Dar depinde și de mine, și de noroc, și de multe lucruri. Dar mai departe, de ce te gândești să cânti? Din ce piese ai vrea să alegi? Uite-te, îți spun că deja cam aproximativ cunosc ce și cum. Și va fi o piesă așa lentă, fiindcă următoarea etapă va fi cu pianul. Uh-huh. Îți dai seama că trebuiește să... tot să-ți mai arăt ceva în plus decât ce a fost. Și de asta cântarea cu acompaniment live pentru mine nu este o problemă, dar alegerea unei piese bune, asta într-adevăr este foarte important. Piesa este una încă și mai veche decât Edith Piaf, Padam Padam. La show-urile de genul X Factor se cere o istorie dramatică sau istorie ieșită din comun. Păi eu m-am străduit foarte mult să nu le dau nicio istorie și să le răspund la întrebarea: de ce ai divorțat? Să le răspund. Nu cred că asta este interesant publicului, la care am fost contrazisă și convinsă că trebuie să răspund la întrebări direct, și adică la ei nu merg fazele care merg la noi. Și chiar îți răscolesc tot trecutul, practic copilăria și tot, ca să scoată ceva. De la oamenii din România ai avut? Da, am avut, fiindcă pe aplicația X Factor România, da, cine încarcă poate să vadă că atunci când deschizi un interpret, ca
poți să-l votezi și poți să privești comentariile. Sunt foarte multe comentarii acolo. Chiar am și niște propuneri care au reușit dintr-o singură ieșire la acest concurs. Și asta mă bucură. Dar comentariile sunt foarte multe și diferite și am înțeles că publicul românesc deloc nu este unul indiferent și asta iarăși te bucură. E diferit publicul de acolo de anul ăsta. Da, este diferit și este mai deschis. Oamenii ce cred aia și ce spun în față. Rusia m-am dus, fiindcă am fost invitată chiar să lucrez, dar bineînțeles am vrut să mai încerc câte ceva și în muzică și am încercat, doar că nu în capitală. Trebuia să ajung în capitală, dar am fost în vizită așa mai în profunzime în acel oraș și nu este orașul meu. Și dacă nu iubești Moscova, atunci nu ai ce căuta acolo și pentru mine anii mei sunt prețioși. Și de asta pentru mine contează unde trăiesc și unde mă simt eu foarte bine. Da, în România este o șansă mai mare să te lansezi acolo. Ideea este că acolo mă simt chiar foarte bine și comentariul mamei mele a fost că tu aici, la emisiuni în Moldova, ești așa mai închisă, nu știu cum, mai rezervată, parcă ești un pic altfel, dar acum am arătat anume la X Factor, chiar și în această convorbire cât de liber m-am simțit. Mi-a zis că parcă ești Dana cea din copilărie pe care o cunosc. Este aici o mentalitate care oamenii nu știu cum te apreciază doar după succesul din altă parte și pe mine asta așa parcă un pic așa la sufletul meu, parcă mă obișnuiește, dar încerc oricum să fiu pozitivă. Acum, la ce lucrezi? Te pregătești pentru anumite evenimente sau lucrezi la un videoclip, piesă? De fapt, la o piesă am început să lucrăm. Asta este un duet cu Tatiana Hegea. Așa. Și doar că totul este așa într-o situație așa interesantă și clar că lucrez în continuare cu bandul cu care eu cânt, Big Flash Sound. Mult succes la X Factor! Mulțumesc! Mersi că ai prezentat la noi! Și eu vă mulțumesc pentru invitație! Bine, rămâneți pe cancan.md.